18 martie. Deplină asigurare pentru iertare. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Psalmul 34:18. Să nu vă gândiți că din cauza greșelilor făcute trebuie să stați tot timpul sub condamnare, că aceasta nu este necesar. Să ne uităm oare la păcatele noastre și să începem să murmurăm și să spunem: am greșit și nu pot veni înaintea lui Dumnezeu cu niciun pic de încredere. Oare nu spune Biblia: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire? 1 Ioan 1:9. Este un lucru foarte important pentru noi ca să realizăm caracterul groaznic al păcatului. Păcatul este acela care a cauzat moartea umilitoare a lui Hristos pe calvar. Dar în timp ce trebuie să înțelegem că păcatul este un lucru groaznic, totuși nu trebuie să ascultăm de vocea adversarului care spune: ai păcătuit și nu ai niciun drept să revendici promisiunile lui Dumnezeu. Trebuie să răspundeți adversarului: este scris, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. 1 Ioan 2:1. Psalmistul spune: ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Trebuie să avem o astfel de experiență. David a fost iertat de păcatul său pentru că și-a umilit inima înaintea lui Dumnezeu prin căință și mustrări de cuget și a crezut că promisiunea lui Dumnezeu de a ierta va fi îndeplinită. El și-a mărturisit păcatul, s-a pocăit și s-a convertit. În extazul asigurării de iertare, el a exclamat: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie! Binecuvântarea vine din cauza iertării. Iertarea vine prin credință că păcatul mărturisit și însoțit de căință este purtat de marele purtător de păcate. Astfel, toate binecuvântările noastre vin de la Hristos. Moartea sa este o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El este marele mijloc prin care primim mila și favoarea lui Dumnezeu.